de Stuart Albe Olson. Invitații noștri din această seară de miercuri 20 noiembrie: Aurelian Popa, autor, președinte, cofondator Taoism.ro; domnul profesor Teodoru Ghiondea, curatorul colecțiilor Filosofia Perenii și Înțelepciunea Inimii, colecții din portofoliul editurii Herald; Mihai Liță, redactor de carte, de asemenea curatorul colecției Calea Chineză, administratorul blogului de carte spirituală Book of the Pet. Evenimentul din această seară, prilejuit de lansarea celor două titluri despre care vă pomeneam puțin mai devreme, se numește Alchimia Internă, Calea Chineză a Nemurinii. Rafinarea elixirului, învățături despre alchimia internă ale nemuritorului taoist Zhang Sanfang, de Stuart Albe Olson, și de asemenea deschiderea porții dragonului, calea devenirii lui Wang Liping, maestru taoist modern din școala Lungman, carte în traducerea din limba engleză a lui Thomas Cleary. Mi-am notat despre colecția Calea Chineză, mi-am notat un citat care mi-a plăcut foarte mult, am acest obicei câteodată. Această cale nu este o cale obișnuită, este rătăcina naturii și a destinului, deschiderea vieții și a morții. A vorbi despre ea este o limitare, a o practica este ceva sublim. Oamenii nu o plac, toată lumea râde. Marea cheie ține de sensul invers. Nu detesta impuritatea, nu faceți comparații. Când o veți obține, veți vedea imediat efectul. Liniștea cerului și a pământului este unul dintre indicii. Lu Dongbin. Sper că pronunț cât de cât, cum mă pricep, mă corectați. Prima întrebare pentru Aurelian Popa: ce este alchimia internă chineză? Cu siguranță suntem mulți care ne punem această întrebare, vrem să aflăm mai multe. Ce este alchimia internă chineză? Nei Tan, conform învățăturii școlii Lungman. Alchimia internă este o disciplină taoistă care implică practici ce țin de corp și de energie sau partea nevăzută a funcționării, a funcționalităților corpului, care le oferă pe de-o parte sănătate și longevitate, pe cealaltă parte dezvoltare spirituală sau, să spunem așa, trezire spirituală. Știu că această tradiție chineză este foarte, foarte pragmatică și orientată către rezultate palpabile. În ce constă așadar, la modul foarte concret, această practică? Partea de Ming, de sănătate, de corp, de longevitate, implică exerciții în natură, în tandem cu copaci, cu plante sau respiratorii, outdoor, implică calistenice, diverse mișcări în diverse ritmicități. Partea de simț sau spirituală implică tehnici meditative, conexe sau foarte asemănătoare cu partea yoga, ceea ce fac yoginii. Combinat această meditație și ea, bineînțeles, cu procese neurologice, focus, detașare, respirație, sincronizare, vizualizare, non-vizualizare și așa mai departe. Mulțumesc, Aurelian. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, în calitatea noastră de vechi cercetător al fenomenului inițiatic, în linia lui René Guénon, aș vrea să vă rog să analizăm lucrarea Deschiderea Porții Dragonului, punctând
acele elemente care integrează tradiția chineză a alchimiei interne în tradiția universală a umanității, mai ales și pentru faptul că mi-ați mărturisit că v-a plăcut foarte mult această carte, Deschiderea Porții Dragonului, și dacă nu mă înșală memoria, este prima carte pe care ați reluat-o, ați recitit-o în decurs de o săptămână de la prima citire. Da, pentru că nici nu mi-a venit să cred, sincer, este mai mult decât un eveniment editorial. Sunt convins, după alte două prezentări, Muntele Tăcerii, a lui Marchides, și Cabala și Gândire, a lui Kaplan, este a treia carte, un al treilea moment, aș spune, deosebit de important, care trebuie înțeles dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt punct de vedere. Spune René Guénon, pentru că ați amintit de el, că la sfârșitul unui subciclu sau ciclu de umanitate sunt lucruri care trebuie să iasă la vedere, trebuie să iasă afară din partea aceea ascunsă, pe care noi o numim ezoterism, trebuie să iasă la lumină pentru cine mai poate să o urmeze. Ori eu cred că cel puțin astea două cărți reprezintă așa ceva, o șansă. De ce? Pentru că în toate trei se precizează acest lucru. La Marchides, dacă mi-aduc aminte, este întreaga discuție pe care o are călătorul nostru cu Părintele Maximus. La Cabala, Gândire și Cabala lui Erich Kaplan, Erich Kaplan spune de la început, din introducere, că spune ceea ce i s-a dat voie să spună și ceea ce trebuie să spună, și că sunt alții mai mari decât el care au hotărât lucrul acesta. Și apare la puțin timp, aș spune eu, apare și această carte, Cartea Deschiderii Dragonului, care este, așa cum scrie chiar pe prima pagină, dacă nu mă înșel, este biografia autorizată. Nu sunt amănunte nesemnificative sau nu sunt amănunte lipsite de importanță. Cu siguranță că entuziasmul care m-a cuprins, care m-a făcut să citesc a doua ori într-o săptămână această carte, a fost provocat de foarte multe lucruri. În primul rând, am regăsit în ea ceea ce, sincer, nu mă așteptam la prima vedere să regăsesc atât de detaliat, atât de amănunțit în ceea ce privește tehnica spirituală, tehnica inițiativă. În al doilea rând, mi s-a părut mai mult decât semnificativ, ca să nu spun altfel, faptul că descoperim destul de ușor, pentru cei care mai avem exercițiul textelor inițiatice, descoperim destul de ușor fundul comun cu alte tradiții. Chiar în carte se și amintește de o redactare, dacă mi-aduc bine aminte, în strânsă legătură cu budismul și sufismul. Ceea ce este cu totul remarcabil. Că este cu budismul ar fi, din punct de vedere istoric și din punct de vedere profan, ar fi foarte simplu, sigur. Acesta este mediul religios pe care îl știm, în general, de la istoricii religiilor. Dar cu Tassauf deja deschide o altă perspectivă. Adică o asemenea precizare pentru mine a fost de o deosebită importanță, tocmai pentru acest fapt. Toate problemele care, toate aspectele de tehnică inițiatică pe care le-am găsit, principale pe care le-am găsit în această carte, sunt comune practicii Tassauf, practicii spirituale, tehnicii spirituale Tassauf. Majoritatea, cele care sunt, sigur, cele mai importante. Dincolo de asta, mai este ceva care nu este iarăși nici acest lucru lipsit de importanță. În denumiri, în situații, există acolo un poezis extraordinar, care merge dincolo de sensibilitatea estetică noastră. Merge până la o sensibilitate strict intelectuală și spirituală, lucruri care nu sunt neimportante pentru cineva care se angajează pe o cale spirituală. Știm că unui discipol îi se deschide această sau îi se stimulează această sensibilitate intelectuală. Sensibilitatea este intelectuală, este mână în mână cu intuiția intelectuală, care este altceva decât intuiția psihică. Este o carte deosebită pentru că este un tot
rigoare impecabilă, cu o succesiune a etapelor, cât se poate de clar, repet, cel puțin pentru cei care au exercițiul lecturilor textelor inițiatice. Iar din punct de vedere al altei colecții, mă refer la colecția Filosofia Perennis, este un studiu de caz a ceea ce spune, să spunem, teoretic, ceea ce a scris René Guénon. Nu am găsit un singur cuvânt, o singură formulare în toată cartea și nu numai în ea, și în cealaltă, referitoare la chimia internă, n-am găsit un singur cuvânt sau o singură frază, o singură formulare care să contravină învățăturii pe care ne-a transmis-o René Guénon. Este lucru, sigur, o să spuneți că este o chestiune personală, ca să spun așa. Eu aș spune că e mai mult decât atât. Asta demonstrează că, dincolo de ceea ce noi concepem din punct de vedere european, ca europeni, atunci când ne referim la hinduism, ne referim la budism, ne referim la taoism, avem, și asta vine din pregătirea noastră universitară, școlară, avem tendința de a le considera undeva foarte departe, care sunt în istorie și care sunt rupte de... Nu! Ele reprezintă adevărul pe care Dumnezeu l-a dat sub formă de revelație în diferite circunstanțe, și astea sunt toate tradițiile particulare, și el este viu și rămâne viu până la sfârșitul sfârșitului. Este un alt motiv pentru care entuziasmul meu față de această carte a fost mai mult decât mă așteptam, ca să spun așa, și anume că în mai puțin de în urmă cu 60 de ani, 70 de ani, există vie tradiția ezoterică taoistă, este practicată, intră în Europa, asta e o altă problemă, cum intră în Europa. Eu nu cred că textele astea vin în Europa din întâmplare. Refuz să cred lucrul ăsta, pentru că refuz să cred în lucruri, refuz să cred în întâmplare sau nu în arbitrar. Nu! Ele sunt niște mâini întinse de cei pe care noi nu-i vedem, care sunt într-un anonimat spiritual și într-un anonimat în general extraordinar și profund și înalt, și care ne trimet din când în când câte o mână de ajutor ca să înțelegem ce se întâmplă până la urmă. Și lucrul ăsta trebuie remarcat. După mine, oricine, și dacă este posibil, sau dacă omul modern, românul nostru, tânărul nostru, poate să înțeleagă, da, poate să înțeleagă, are nevoie de trei lucruri din punctul meu de vedere. Buna credință, și aici trebuie să ne gândim la tot ce înseamnă buna credință, buna voință și strădanie. Deci este accesibil, este accesibil. De seriozitate nu mai vorbesc, pentru că altfel n-ar citi așa ceva. Mulțumim, domnule profesor Teodoru Chiontea. Mihai Liță, ești redactorul acestor două cărți. Aș vrea să ne povestești puțin despre conținutul lor, despre dificultățile întâmpinate și, până la urmă, despre satisfacția acestei munci. Comisar, satisfacția acestei munci, așa cum sublinia și domnul profesor, este maximă dacă ești pasionat de așa ceva și dacă înțelegi ce se întâmplă în cărțile respective. Într-adevăr, se descoperă un filon comun între toate tradițiile. Mi-am amintit, în timp ce domnul profesor vorbea, de un text foarte puțin cunoscut, o să pară nu neapărat legat de subiectul nostru, a Sfântului Nicolae Velimirovici, în care dă laudă, în calitatea lui de sfânt creștin, lui Buddha, lui Lao Tzu și așa mai departe. E un text lung, în care îi laudă pe acești titanei fiecăreia dintre religiile lumii, pentru lumina pe care au adus-o în momentul și în zona geografică pe care o locuiau. Și acum să revin la aceste cărți. Prima carte, Deschiderea Porții Dragonului, așa cum s-a spus, este biografia, îmi cer scuze, scrisă de doi vechi discipoli a maestrului Wang Liping, care este un purtător al liniei Porții Dragonului, Lunmân. Este o carte în care
avem de-a face cu adevărat cu un proces alchimic, inclusiv la modul în care noi occidentali înțelegem alchimia, în sensul că e cam așa, să ia un copil de 11 ani, bolnăvicios de altfel, și se poartă în munți în timpul Revoluției Culturale, care a fost o foarte restrictivă cu acest gen de activități, și îi se dau învățăturile unei școli vechi de multe sute de ani, 800, nu? Așa. O școală care nu a făcut niciodată rabat calității, există, asta o știu chiar de la Aurelian, există un grup de oameni care au experimentat practicile acestei căi, se numește 800 de eroi ai căii, care au murit făcând aceste experiențe, mulți dintre ei, pentru ca succesorii lor să poată practica tehnicile respective în siguranță. Deci au asumat anumite riscuri pentru ca această cale să continue. Maestru Wang Liping a trecut prin moarte de două ori, prin moarte la modul cel mai propriu, moartea inițiatică, trupul său a fost păzit de cei trei maestri ai săi, într-o formă rituală, în timp ce el a călătorit în altă parte și a văzut lucruri remarcabile din trecut care puteau fi verificate istoric, deci nu e o simplă butaforie. La sfârșitul acestui proces de pregătire, de o duritate foarte mare, de o severitate foarte mare, dintr-un copil bolnăvicios a ieșit un maestru printre cei mai cunoscuți și remarcabili din lume, care în plus, în 1976, poate că mă înșel, sau 80, a primit permisiunea să transmită public învățăturile școlii. E adevărat că este vorba de unul dintre multele tratate ale școlii și doar de două capitole din el, dar așa cum probabil o să vă confirme și Aurelian, lucrurile sunt foarte simple. Poți să faci mai mult? Îți dau. Nu poți să faci mai mult? De ce cer mai mult? Doar așa ca să te încarci cu o cunoaștere sterilă? Deci acesta este conținutul deschiderii Porții Dragon. Iar cealaltă carte care cu adevărat se lansează, deci este fresh astăzi, se referă la un personaj foarte drag al tradiției chineze, Zhang Sanfeng, care este, printre altele, fondatorul liniei alchimice din Munții Wutang și se face prezumția, dar nu e din nefericire substanțiată istorică, este și fondatorul unei practici foarte răspândite în ziua de azi, care se numește Tai Chi Chuan, pumnul sau boxul marelui principiu. Aici sunt niște lucruri de politică spirituală, așa, care nu vreau să intru în ele, dar în orice caz se presupune că acesta, Zhang Sanfeng, este un nemuritor, în sensul că inclusiv viața trupului său fizic s-a întins pe, dacă nu mă înșel, 180 de ani, a trecut prin trei dinastii, a fost curtat de mai mulți împărați, de care a fugit, pentru că vrea să rămână în solitudine, în practica lui. Această carte este o colecție de texte scrise de el și de alți nemuritori, în care se dă o imagine foarte generoasă față de alte cărți a procesului alchimic, cu toți pașii lui. Probabil că la următoarea intervenție, dacă Sorin o să-mi dea voie, o să detaliez. Deci cam asta e peisajul. Și vă mai pregătim și alte cărți frumoase. Mulțumim foarte mult, Mihailiță. Aurelian Popa, aș vrea să vorbim puțin din perspectiva alchimiei interne despre cartea pe care o lansăm astăzi, una din cele două cărți pe care o lansăm astăzi, Rafinarea Elixirului. Ce este acest elixir, Tan? Cum se prepară el în interiorul ființei umane? Este un proces accesibil oricui? Ca să explicăm procesul intern al creierii Danului, trebuie să ne referim puțin la cel extern. În sudul Chinei existau școli de alchimie externă. De ce? Pentru că era o climă subtropicală, da? Avea acces la ieburi, la umiditate mărită, la multe zile cu soare, pe acei munți, în special în provincia Anhui. Ingredientele necesare erau de origine vegetală, animală, respectiv minerală.
procesul era destul de lungat de preparare, există pilule din aceste externe numite elixir. Eu personal am văzut pentru că vizitez și provincia Cluj. Se prepară pe parcursul a 6 luni, inclusiv cu intervenție umană. Cred că e o problemă cu microfonul. Și întreg acest proces, un proces de preparare a elixirului extern, este laborios, migălos, este nevoie de focus și acolo, și foarte scump. E, același lucru se întâmplă din punct de vedere la chimie internă. Școala realității complete în China de Nord, un alt nume pentru mine, zice așa, dom'le, realitatea este completă. În momentul în care adaugi la ceea ce vezi în exterior și simți cu simțurile exterioare și în interior. Și în loc de constituenți și ingrediente exterioare, renunți la ele și folosești ceea ce are corpul uman. Iar pe post de foc folosești respirația. Cele 5 organe principale sunt considerate niște constituenți, considerate constituenți. Acești constituenți trebuie amestecați într-un anumit fel, nu cu o anumită rețetă, exact ca la gătit, da? Și după un proces îndelung, la care aplici un foc și anume respirația, rezultă acest elixir. Prima dată se creează danul mic din cele 5 elemente, după care danul mare se mai adaugă două elemente care țin de conștiință și de minte. E, cartea detaliază destul de bine treaba asta din punct de vedere al ceului și al DC-ului. A dobândi cum, acel cum al metodei, este nevoie de o interacțiune master-discipline. Nu se poate învăța dintr-o carte aceea. Și este nevoie de ghidajul și de verificarea lui, pentru a nu greși. Da? Pentru că orice lucru cu energia, orice energetic este pe de o parte puternic, pe de altă parte periculos. Dacă nu este aplicat, nu se poate aplicat corect. Wally Bing spunea că genul acesta de practic este ca o, ca și cum ne-am creat propria centrală nucleară în interiorul unui inferior, care poate produce cantități enorme de energie la voință și într-un timp scurt. Această energie, bineînțeles, este folosită fie pentru autovindecare, fie pentru imunitate, fie pentru autoapărare. Deci acestea sunt cele trei aplicații majore ale energiei. Trebuie să spun aici că în nordul Chinei clima nu este subtropicală și cumva ei au fost pragmatici. Sunt multe luni de iarnă, zăpadă mare și ei au nevoie de respirație și de încălzire și de trezirea focului interior pentru că nu au acces nici la ierburi, nu au nici multe zile cu soare și nu este nici umiditate acolo. Este spre granița din nord, spre Rusia. Cam asta ar fi mare detaliere a procesului din punct de vedere al alchimiei interne. Deci alchimia internă trebuie foarte bine precizată. Este o reacție la alchimia externă. Este o reacție la medicină, o reacție la prepararea ierburilor și a rețetelor chinezești. Pentru că abordarea și paradigma este schimbată. Se spune, bune, nu ai nevoie de nimic din exterior, pentru că te-ai născut cu tot ce ai nevoie în interior, în corpul tău, conștiința ta, mintea ta, pentru a-ți produce ceea ce ai nevoie. Întorcându-mă puțin, ca o curiozitate personală, întorcându-mă puțin la cartea Deschiderea Porții Dragonului, aș vrea să, pe scurt, să ne relatez din experiența întâlnirii tale cu maestrul Wang Liping. Știu că la un moment dat îmi povesteai, parcă tot în cadrul unei emisiuni, despre faptul că în acel retreat, la un moment dat, sper să nu mă înșele memoria, 20 și ceva de zile, din care 7 zile sau 10 zile, 10 zile, doar cu apă. Da. Deci, pentru a ajunge în, la această performanță, eu n-am reușit decât 15. Deci, la maxim este 26 pe tehnologia taoistă. Nu 40, ca la creștini, ci are alt fel de obiective, acest post negru, să spunem. Că e ca un fel de post negru, în fapt, da? Doar apa este folosită. În postul taoist, în ultimele 6 zile, nici măcar apa nu este. Fără apă. Trebuie să te hrănești prin piele, prin umiditatea din aer. Practic, ce se urmărește prin această înfometare, este ce se urmărește? Se urmărește mărirea permeabilității corpului și a țesuturilor lui, astfel încât
să accesezi forme brute de energie direct din natură. Adică să nu mai treci prin ingestie, hrănire, alimentare, hrănire și digestie, ci să treci direct la energie. Accesezi direct partea energetică. E, lucrul ăsta nu-l poți rezolva decât punându-te într-o, ieșind mult din zona de confort și punându-te într-o situație extremă, extremă, extremă. Bineînțeles că nu este doar un fontan. Da? Deci vorbim de un antrenament draconic, vorbim de 8 ore pe zi, pe practică, trezire cu o oră înainte de răsăritul soarelui, somn la oră fixă și obligat, forțat, în 5 minute trebuie să dormi la oră fixă. Dacă nu, ai eșuat în ziua respectivă antrenamentului, deci trebuie să-ți reglezi inclusiv partea de somn în metabolism. Aceste 8 ore de practică continuă inclusiv în zilele de post. Cel mai lung retreat pe care l-am avut onoarea să particip la el a fost de 21 de zile în Singapore, vorbim de anul 2014. Zilele de post negru sunt la mijlocul retreat-ului, da? Deci, pornești cu 4-5 zile, intri în post negru și ieși din post negru cu acele ultimele zile ale retreat-ului. Vreau să vă spun că din 40 de oameni, prin ziua 5 au renunțat 20, prin ziua 8 au renunțat încă vreo 12 și pe la final am ajuns la linia de finish 405. Și în mod uimitor, vesticii sunt mai rezistenți decât asiatici, pentru că eram jumătate de alții. Deci noi vesticii intrăm în regimul de cetoză, ketosis, mult mai târziu, pentru că avem mai multă masă musculară mai mare și depozite de grăsime, bineînțeles, mai mari. Deci, iată, trebuie multă rigoare, disciplină și autodisciplină. Domnule profesor Teodoru Ghiotea, care sunt asemănările dintre tradiția sufi pe care o cunoașteți foarte bine și o cercetați de multă vreme și aceste învățături chinezești ale alchimiei interne? Există astfel de asemănări remarcabile? Cele fundamentale. Exercițiul spiritual, retragerea, dacă le luăm așa pe o temă generală, partea de lecție, meditație, contemplație. Textele care ți se dau într-o anumită ordine, este esențial, cum a spus și domnul Aurelian, este esențial maestrul spiritual. Fără maestrul spiritual nu se face nimic. Pentru că el știe exact care este măsura vasului tău interior în care poți, în ce măsură poți primi și poți să faci toate. Asta este un aspect. Maestru spiritual este și într-o față și în alta, are aceleași calități, sunt aceleași prerogative, ca să spun așa, asupra spiritului tău. Sigur, în ceea ce privește meditația, contemplația, sigur că sunt forme diferite. Efectul trebuie să fie același. Îmi aduc aminte de exemplu din cartea despre alchimie internă, de un capitol, capitolul final, întoarcerea spiritului în vid. Este o descriere perfectă a ceea ce numesc hindușii moksha, a ceea ce numesc creștinii teozii sau creștinii vechi teozii, pentru că el ca sens a devenit destul de superficial acum, și ceea ce se numește identitate supremă în islam. Este scopul final al practicii spirituale. Reintegrarea în principiu. Stingerea aceasta care seamănă extrem de mult, nu seamănă, este același lucru cu ceea ce numesc budiștii nirvana, stingerea, nu? Așa? Această identitate supremă despre care vorbim în islam nu este altceva decât reintegrarea în principiu printr-o serie de extinții de repetate care se numesc extinții ale extințiilor. Sunt temele, spuneam, suporturile pentru meditație, suporturile pentru contemplare, viziunile care apare, evident că sunt specifice, dar ele au în general același scop, există un ritm, există o măsură a integrării lor în ambianța interioară care este aceeași. Prin urmare, pentru asta am și spus prima dată că entuziasmul meu a fost stimulat foarte mult de recunoașterea multor elemente esențiale.
Retragerea are același scop, că este o retragere în hanca de 3 zile, de 7 zile, de 40 zile, de 1001 de zile și nopți. Între altele fie spus că 1001 de nopți este o carte inițiatică, nu este o culegere de povești, așa, și provine de la Mevlevi, da? Deci de la Ordinul Dervișilor Rotitori. Această retragere este necesară, așa cum spunea și domnul Popa, este absolut necesară, ea se face sub strictă observare a maestrului, nu se poate face nimic fără maestru. Maestru este degetul lui Dumnezeu. El este cel prin care tu îți poți rândui pașii, ca să spun așa, pe calea inițiatică. Același lucru, aceeași impresie mi-a făcut și citind cele două cărți, că într-adevăr cine a pornit pe calea inițiatică, primul pas este același cu ultimul pas. Dacă ai reușit să-l faci, este totul. Nu există mijloc. Sigur, există niște etape, unele sunt simultane, altele sunt succesive, asta e în funcție de foarte multe date, în funcție de subiectul care parcurge calea. Dar majoritatea elementelor sunt elemente în mod esențial comune și nu seamănă numai cu, sau nu se apropie numai de ceea ce știm din Tasawuf și din hinduism, și sunt aceleași lucruri. Repet, partea fundamentală, esențială, este comună, absolut comună, în rest formele, în mod evident, că diferă. Mulțumim domnului profesor Ghiodea. Mihailiță, dacă vrei să mai adaugi, bineînțeles, câteva cuvinte despre practica internă chinezească și despre unele elemente specifice care ar ajuta pe cititorii noștri să recepteze mai bine mesajul celor două cărți. Da, m-am gândit la câteva astfel de elemente. Unul dintre ele care este aparent foarte simplu, este că dacă ar fi eu să denumesc această cale taoistă, ea este numită Taoția, adică familia taoistă, în opoziție cu Tao Ciao, care este religia taoistă, adică dacă îi vedeți pe acei preoți cu robe lungi, cu trigrame pe ele, sunt foarte spectaculoși, dar țin de Tao Ciao. Calea internă taoistă este Taoția, familia taoistă, și termenul acesta de familie îl regăsim, dar o să discutăm duminică la Tantra despre, pentru că se folosește și acolo, se cheamă Kula. Așa. Deci dacă aș fi să denumesc printr-un singur cuvânt simplu și cunoscut de toată lumea practica taoistă, i-aș spune că calea liniștii. Tehnica principală cu care începe taoismul și după aceea continuă, chiar la nivel foarte înalt, este o practică a liniștii sub diverse forme, care la ei se numește țințuro, adică să stai în liniște. Există o formă a ei superioară, și aici, sigur, domnul profesor o să recunoască și în Tasawuf, care se numește wanguo, adică să uiți de ego, de eu, ceea ce este evident. Deci această practică a liniștii se repetă pe diverse niveluri și la aceste niveluri se petrec aceste rafinări. E un proces ca în alchimia occidentală de solve și coagulă, de dizolvare a unei structuri vechi și coagulare sau structurare a unei structuri noi. Este foarte important de înțeles terminologia chineză și ea se bucură de acest privilegiu de a fi scrisă în ideograme. O ideogramă este o idee, nu e un simplu cuvânt, poate să însemne nenumărate lucruri. De asemenea, părțile unei ideograme, care nu sunt foarte multe, lumea se sperie, dar de fapt sunt vreo 300 de radicali, restul sunt făcute din acești radicali. Și sunt sugestive. Am dat un exemplu la evenimentul nostru despre, cred că-i dat puțin cam tare volum. Am plămâni, dacă e nevoie. La evenimentul despre creștinism, și acum îl reiau în oglindă, există ideograma Sien, care înseamnă nemuritor. Sau eremit, pentru că, în general, practica lor se petrece în retragere. Ideograma Sien e alcătuită din radicalul pentru om și radicalul pentru munte. Deci om al muntelui, sihastru, e sihast cu alte cuvinte, așa ca o asemănare. Am să parcurg repede pașii. În primul rând trebuie spus că alchimia internă nu este un lucru, este multe lucruri. E deliberat dezacordul, pentru că fiecare școală și zona Chinei are alchimia internă proprie.
Există alchimii interne care nu seamănă deloc cu alchimia lui Wang Liping. Alchimia internă a lui Wang Liping, sigur că toate seamănă într-un fel, dar nu este identică cu cea din Wudang, cu Zhang Sanfeng, sunt cu totul alte procese. Însă, în general, se conchide așa academic, există 5 etape, să zicem. Și o să le spunem ca să se înțeleagă ce face alchimistul ăsta. Prima etapă se numește punerea fundației. Și, din nou, practica liniștii este foarte importantă. Pentru că ideea este următoare. Există două modalități în care noi, ființe, ne putem manifesta. Una se numește modalitatea prenatală și una modalitatea postnatală. Modalitatea postnatală ține de conștiința asta dualizantă a minții, care dihotomizează. Liniștea de dincolo de minte este prenatală și este ceea ce se dorește să se obțină pe fiecare dintre nivelurile respective. Și în această punere a fundației, cel care practică urmărește să realizeze ceea ce se numesc cei trei tiao, cele trei aranjeri. De fapt, sunt chiar patru tiao, dacă mă gândesc, pentru că prima se numește tiao sing, adică aranjarea cadrului. De ce e nevoie? Ce înseamnă, în primul rând? Păi înseamnă așa, că dacă n-am bani, n-am ce mânca, alchimia internă cere dedicare totală și trebuie să te retragi. Trebuie să aibă cineva grijă de tine, trebuie cineva să te hrănească, asta presupune să ai niște resurse. De aceea foarte mulți din cei care au curajul să se apuce de alchimia internă încep prin a aduna resurse. După aceea sunt cele trei tiau propriu-zise, sunt aranjarea corpului, aranjarea suflului și aranjarea minții, care sunt elemente postnatale, dar fără această pacificare a lor, pentru că am spus că prenatal înseamnă liniște, nu se poate urca mai departe. Și aici se folosește toată gama foarte vastă la care, de obicei, din nefericire, majoritatea practicanților pe echineze se opresc. Cunosc practicanți care au performanțe corporale excepționale, dar care n-au înțeles că asta e doar o etapă și că oricât ai șlefui o cărămidă, nu poate să fie o oglindă. Poftim? Și în yoga, bineînțeles, că e ca un fel de degenerare generală, ca să zic așa. Prima etapă propriu-zisă, mai întâi trebuie să vă spun că ființa umană, din perspectiva chineză, beneficiază de trei comori. Deci noi avem în noi, că vorba Aurelian de această interiorizare a alchimiei interne, a alchimiei externe, care a început cu un mare alchimist de ambele sensuri, Căhung, care a scris un tratat care se poate citi și în cheie internă și în cheie externă și nu este singur. Mai există unul, de exemplu, Tratatul Tigrului și al Dragonului, care la fel se poate citi același text, redefinind termenii în trei feluri. Alchimie externă, internă și alchimie de cuplu. Pentru că în sud se mai practică și lucruri din asta. Deci cele trei comori sunt corporalitatea noastră, care se numește esență, țin, mă rog, e reducționist, o spun la un eveniment, nu ținem un curs, energie, care din nou e o traducere greșită, mai degrabă dinamis, care se numește ci, și conștiință în diversele forme, de la minte, cu care ne identificăm de obicei, până la conștiința prenatală, care se numește shen. Și acum există trei pași de transformare a unui în altul. De hrănire, e ca un combustibil. Ai un combustibil din ce în ce mai rafinat care hrănește etapa următoare. Și primul pas propriu-zis al alchimiei se numește Yanqing He Qi, adică să rafinezi esența ca să s-o transformi în energie sau ca să hrănești energia. Acum și termenul Yan are două sensuri, unul e a exersa și unul e a rafina. Și aici sunt niște nuanțe în care nu putem să intrăm. A doua etapă este Lianqi Hua Shen, adică rafinarea energiei pentru a hrăni spiritul. Se vorbește aici despre întoarcerea energiei către creier. Este vorba de această etapă. Iar a treia etapă, în care s-a obținut, se lucrează deja la nivel de conștiință, partea fizică nu se mai vede, totul este meditativ, are mai multe nume, dar se poate numi Liao Shen Wan Xu, adică să dizolvi spiritul pentru a te întoarce în vid. E acea etapă. Dar mai există o etapă dincolo de asta, care se numește în multe feluri, una dintre ele
este luat din cartea lui Lao Tzu, Tao Te Ching, și se spune Tao Fa Zi Ren, adică adevărata metodă a căii, a realității ultime, este naturalețea, una dintre traduceri, sau este propria sa natură, adică găsirea propriei naturi, care este aceeași în toate tradiții. Cam ăsta ar fi așa un parcurs. Sunt conștient că n-aveți cum să deslușiți asta, pentru că la fiecare sunt exerciții practice și sunt concepte multe de înțeles. Există un dinamism între foc și apă, sunt multe de spus, dar așa, grosomodo, cam așa arată procesul alchim. Mulțumim foarte mult, Mihailiță, le mulțumesc și invitațiilor noștri, Aurelian Popa, domnul profesor Teodoru Ghiodea, Mihailiță, cu mesajul că ați reușit, fiind alături de noi, să primiți niște informații foarte utile. Cele două cărți pe care le-am lansat astăzi, în această seară, Deschiderea Porții Dragonului și Rafinarea Elixirului, cu mesajul de a le achiziționa, două cărți remarcabile în colecția Calea Chineză. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la acest eveniment, Alchimia Internă Calea Chineză a Nemuririi. Noi vă așteptăm și mâine, în a doua zi de târg, la următoarele evenimente, tot aici, la standul editurii Hera. Să aveți o seară frumoasă cu tine!